Bună ziua! Azi vom vorbi despre reprezentarea și interpretarea unor dependențe funcționale prin tabele, diagrame și grafice și despre poligonul frecvențelor. Resursa pe care o prezint este pentru clasa 7-a, disciplina matematică. Mă numesc Pellegrini Lilla și mă bucur să fim alături la o nouă resursă. Competența specifică pe care o acoperim cu această resursă este prelucrarea unor date sub formă de tabele, grafice și diagrame. Elevii clasei a 7-a au fost rugați ca să completeze un formular Google unde i-am întrebat anumite date statistice. La ce distanță stau față de școală? Ce mijloc de transport folosesc ca să ajungă la școală? Și mi-au răspuns 21 de elevi. În acest tabel vedeți datele pe care le-am cules de la acești 21 de elevi. După cum vedeți, este distanța de la domiciliu până la școală, cu ce mijloc de transport se duc acasă de la școală, în cât timp ajung acasă de la școală, și la ce interval de timp sosesc dimineață la școală de obicei. Pentru a analiza o situație, întotdeauna este bine să avem o colecție de date. Colecția de date se poate realiza prin două metode, ori prin observare, de exemplu ne putem nota temperaturile dintr-o anumită perioadă a anului, sau prin chestionare, ceea ce ați văzut în acest exemplu. Aceste date, pe urmă, se pot prelucra în diverse moduri. Se poate face tabel, se poate realiza diagramă, se poate realiza histogramă, poligonul frecvențelor sau chiar diagrame Venn cu săgeți. Ceea ce vreau să vă rog, să vă reîntoarceți la slide-ul precedent și să încercați, pe baza colecției de date, să realizați un tabel, o diagramă circulară, o diagramă cu bare, o histogramă, un poligon al frecvențelor și o diagramă Venn cu săgeți. O să aveți exemple pentru toate și aici. De exemplu, am grupat distanța de la domiciliu până la școală în următoarele categorii. 0,1 km până de la 6 până la 24 de km, că este un elev care stă la 24 de km de școală. Am numărat câți elevi sunt în fiecare categorie, am calculat frecvența, cât la sută din elevii din clasă reprezintă această categorie. În această histogramă, observați doar până la distanța de 6 km. Nu am mai pus această categorie de la 6 până la 24 de kilometri. Tot aici puteți să observați și o diagramă circulară unde la fiecare categorie de la 0 la 1 km apar frecvențele cât la sută din elevi aparțin acelei categorii. Un exemplu de tabel, diagramă cu bară și diagramă circulară, este pe tipul de transport. Erau trei variante, cine vine pe jos, cine vine cu mașina și cine folosește mijloace de transport public. Vedeți din fiecare categorie numărul de elevi și frecvența și avem o diagramă cu bară. Se poate citi concret care mijloc de transport sau câți elevi vin pe jos, respectiv o diagramă circulară unde tot așa se vede și se poate compara că majoritatea elevilor se vede că vin pe jos și cei mai puțini elevi folosesc mijloace de transport public. O altă întrebare în tabel era timpul, în cât timp ajung elevii la școală. Și pe acest tabel observați că am grupat în intervale de la 0 la 5 minute, de la 6 la 10 minute, până de la 36 la 40 de minute.
Am calculat, am numărat câți elevi sunt în fiecare categorie, am realizat o diagramă circulară, observați de la 0 până la 5 minute, până la mai mult de 20 de minute, am împărțit pe subcategorii, respectiv o diagramă cu bare, unde tot așa foarte ușor se poate citi că, de exemplu, majoritatea elevilor, 7 elevi, le ia între 11 și 15 minute să ajungă la școală. Un alt exemplu ar fi poligonul frecvențelor, ora la care sosesc la școală. Observați același tabel. Se poate observa că doar foarte puțin un singur elev sosește între 7:50 și 7:55 la școală. Aici aveți un poligon al frecvențelor. Se pare că majoritatea elevilor sosesc în intervalul 7:30-7:40. Respectiv, o diagramă circulară din care se poate iarăși citi că, de exemplu, 33% din elevi sosesc între 7:40 și 7:50 la școală. Tot așa, pe poligonul frecvențelor se poate face un tabel pentru notele de la test. Îs notele de la test de la o altă clasă, o clasă de a 8-a, se poate vedea atât în tabel cât și în poligonul frecvențelor câți elevi au luat note de 4 sau câți elevi au luat note de 10. Aici avem două întrebări, câți elevi au dat testul. V-am spus că e vorba de o altă clasă, deci numărul total nu este 21, și câți elevi au obținut nota 7. Respectiv, câți elevi au obținut o notă mai mare decât 8. Și un alt exemplu este, am zis că colectarea datelor se poate face și prin observare directă. De exemplu, dacă timp de o săptămână s-au măsurat temperaturile în luna martie la ora 12, atunci s-a putut realiza următoarea corespondență. Vă rog frumos să răspundeți la întrebarea câte grade credeți că au fost miercuri sau există zile ale săptămânii când a fost aceeași temperatură? Sau în ce zi a fost temperatura maximă? Vă mulțumesc pentru atenție și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!